Salut, prieteni, sunt Adrian Pârvuș și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Gest impresionant, youtuberul italian Riccardo Dose l-a salvat pe românul Mihai din sărăcia Lucie în care trăia. În zilele ce tocmai au trecut, s-a întâmplat o minune pentru românul Mihai din Italia. Unul dintre cei mai iubiți și apreciați youtuberi din această țară a organizat o strângere de fonduri pentru un român care trăiește pe străzi. O nouă viață pentru Mihai a fost intitulată Acțiunea de Solidaritate și în numai o singură zi s-au strâns aproape 30.000 de euro, scriu cei de la rotalianul.com. Riccardo Dose l-a întâlnit pe Mihai și a ascultat povestea incredibilă cu sufletul la gură, l-a văzut că nu are un adăpost al lui și că trăiește în sărăcie absolută, moment în care a hotărât să-i schimbe viața. Italianul l-a întâlnit pe Mihai în timp ce făcea un videoclip. Românul nostru are aproximativ 56 de ani și este nevoit să locuiască în subsolul unui spital abandonat. Povestea lui l-a emoționat profund pe youtuber care a vrut să afle mai multe. Conform videoclipului postat, Riccardo a aflat că românul nu mai are acte de identitate pentru că i-au fost furate cu 3 ani în urmă, nu are bani, dar nici intenția să fure, vrea doar un loc de muncă unde să-și poată câștiga o pâine în mod cinstit. Deocamdată, Mihai trăiește într-o situație de disperare extremă și se pare că asta l-a impresionat tare pe tânărul influencer italian. Povestea lui Mihai este una tristă. Acesta a plecat din țară mai întâi în Germania, apoi a ajuns în Italia la Pordenone, soția lui i-a cheltuit toți banii, după care socrul său l-a dat afară din casă. Riccardo Dose, împreună cu prietenul său Dada, au decis să organizeze o strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe românul sărman. În decurs de numai o zi s-au strâns aproape 30.000 de euro, așa cum se poate vedea și aici. În descrierea acțiunii de strângere de fonduri putem citi: salutare tuturor, suntem Riccardo și Dada. În urma sugestiilor voastre, am decis să deschidem o strângere de fonduri pentru Mihai, un bărbat de 50 de ani, care, din păcate, este nevoit să locuiască la subsolul unui spital abandonat de 3 ani încoace. Fiecare donație va fi folosită cu scopul de a-și putea relua viața de la capăt. Vom avea grijă de el la 360 de grade, începând în mod logic cu nevoile sale primare, apă, mâncare, haine și acte. Imediat ce vom reuși să-i facem roze documentele de identitate, cu ajutorul Consulatului General al României, scopul următor va fi să găsim un loc de muncă care să garanteze un salariu. Mai mult decât atât, dacă nu va fi acceptat într-un centru de primire pentru persoanele fără adăpost, banii rezultați din această strângere de fonduri vor fi folosiți pentru a-și permite să plătească o chirie, pentru a avea un acoperiș sub care să doarmă. Cu siguranță, situația nu este simplă. Sunt multe lucruri de luat în considerare. Mihai trebuie să-și ia din nou permisul de conducere, trebuie să meargă la un stomatolog, trebuie să aibă grijă de persoana lui din toate punctele de vedere, ceea ce, din păcate, în ultimii ani, nu pentru că nu ar fi vrut, a fost nevoit să neglijeze. Dacă ne unim cu toții, putem face multe lucruri bune pentru el. Fiecare contribuție ne poate ajuta să realizăm marea noastră misiune. Vă mulțumim și vă vom ține la curent săptămânal cu fiecare mic obiectiv atins. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați paginii mele. O zi frumoasă!